Bună dimineața tuturor! Se pare că de astăzi ploile se vor rări. Cerul va mai avea norări și precipitații slabe. În timpul zilei în Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea, iar noaptea în Transilvania. În zona montană vor fi condiții de precipitații mixte, iar în zonele joase va fi ceață. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi cerul va fi variabil spre senin, nu se anunță precipitații, iar temperatura maximă se va încadra între 10 și 11 grade. În Crișana, după cum vedem același lucru, avem parte de razele soarelui, vântul va sufla slab și moderat. Și aici, iar temperatura maximă va fi cuprinsă între 11 și 12 grade. Dacă locuiți în Banat, astăzi veți avea parte de o zi foarte frumoasă de primăvară, fără vânt, fără ploi. Temperatura maximă va ajunge până la 10 grade în Reșița și 12 grade în Timișoara. În Oltenia, valorile termice au crescut în comparație cu zilele trecute, ploile s-au oprit, după cum vedem, iar temperatura maximă se va încadra între 13 și 15 grade. În Transilvania, în timpul nopții, sunt așteptate precipitații. Pe crestele montane înalte, precipitațiile vor fi mixte, la poviță și nisoare, dar în restul teritoriului cerul va fi variabil spre senin. Temperatura maximă se va încadra între 7 și 14 grade. În Moldova sunt anunțate precipitații în sudul teritoriului. Va ploua atât în Galați cât și în Vaslui, iar temperatura maximă va ajunge până la 10 grade în nord, în Suceava, și 12 grade în Focșani. Precipitații slabe cantitativ astăzi în Dobrogea, atât în Tulcea cât și în Constanța, vor fi și intensificările vântului pe litoral, iar temperatura maximă se va încadra între 8 și 9 grade. Mai sunt așteptate precipitații slabe cantitativ izolat în Muntenia, după cum vedem în Buzău, Ploiești, Târgoviște, dar și Pitești, cerul va fi variabil spre senin. Temperatura maximă se va încadra între 12 și 14 grade. În capitală, de dimineață se înregistrau 8 grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 13 grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, vor fi norări și izolat câteva precipitații slabe. Cam despre vreme, să aveți o zi excelentă! Mulțumim!